Bună și la mulți ani! Bine v-am găsit în 2023! În păcate, începem anul într-o notă nu foarte pozitivă și veți vedea imediat de ce. Seara asta am jucat ofensivă cu băieții. Mă rog, două de fapt. Trecare prima, cea de la 9, ora 21, 9 ora României, am jucat împotriva altui clan de români. Daro, Daco, Romani. Primul meci, mă rog, prima hartă, Himmelsdorf-ul. Ok, am bătut, nicio problemă. A doua hartă, Cliff-ul. Și e vorba de... Ce avem noi aici? A, da, e vorba de meciul ăsta. În care am jucat cu 2-7-9. Și tipul ăsta, Oretesa, care... Ia să vedem pe el ce cu el. E executive officer, deci are grad în clan, 47% win rate, 4556 scor personal. Să ne înțelegem aici, nu statisticile sunt totul. Pentru că poți să ai niște statistici mai slabe și să joci foarte bine. Uite, cum e de exemplu cazul meu. Bun, statisticile mele sunt ceva mai bune ca ale omului. Cam în toate privințele, dar în fine. Dar totuși, față de un player cu 2000-2500 VN8, sunt... automată, să zicem. Și respectivii oameni, în momentul în care dau de un player pe care îl arată XVM-ul că e mai slab, au anumite frustrări când văd că iau bătaie. Cum am pățit chiar zilele trecute și am uploadat un video cu un șef de clan care juca cu 2-7-9, era albăstrel, deci avea peste 2000 ceva VN8, și m-a acuzat că trișez, că folosesc moduri, că nu știu ce. Bun. Am uploadat replay-ul și am făcut video. Omul n-a mai zis nici pâs. Bun. Ce se întâmplă? Pățesc aceeași chestie și acum. Bă, ce dracu se întâmplă aici, fratele meu? Atât de bine joc eu oare, mă? Ia să vedem. Deci, ce am făcut aici? Am închis lupta. Deci era lupta a doua, am zis, după Cliff. Intrăm aici la logs și ne uităm. Deci, bun. E lupta a doua. După Cliff. Care coincide cu timpul în care înscrie omul ăsta, 21 și 19. Mai scoate din mult pula mea. Ma, când cineva îmi răspund cu aceeași monedă. Ia-i scoaie cu cine crezi că vorbești. Dacă îți dau replay, promis că ștergi jocul. Omul nu mai zice nimica. Acum, ce să zic? Să mai întâmplă chestii de genul ăsta. Îți iei un amorac, îți iei foc, dai nu știu câte dinguri, îți iei un snapshot, te snipează careva la cupolă de mai multe ori, în fine. Înțeleg că ești frustrat, știi? Se întâmplă chestiile astea. E nasol să pierzi, să încerci acolo să penetrezi, ție să nu-ți intre nimic, ăluia să intre toate, în fine. Am zis că, bă, asta e, o scris omul la nervi după un meci, nu-i nimic. Am mai avut după aia un meci cu ei, unde ei au câștigat. Pe care el ia. Păi, nu mai zis nimeni nimic. Auzi, în momentul în care câștigi, nu mai acuz că ăilalți au moduri. E tot fost tot ok, da? Bun. Am mai jucat o dată pe Cliff, unde am bătut umilitor cu 15-4. Deci, nu știu ce modul puteai să ai aici, dar o luat bătaie oamenii 2 minute și 36 de secunde. Adică, da, în fine. Și pe aceea au mai fost încă un meci pe Carele, unde deja le-am învățat strategia, băieții au făcut fix aceeași treabă, noi ne-am adaptat și am bătut noi data asta. Bun. Deci, omul ăsta, românașul nostru, cel puțin, auzi, măcar noi n-ar trebui să ne săpăm între noi, da? Ca în viața reală, cum se întâmplă cu românii care sunt în străinătate și peste tot, tot românii se sapă cel mai mult între ei. Deci omul ăsta zice că am moduri. Bun. O trecut episodul respectiv. După aceea revine altul de la ei cu mesaj, după ce se termină ofensiva. Felicitări, am revăzut ceva de luptă, sunteți foarte buni. Și bunătatea asta costă. Bine, mai greu cu exprimarea cu ăsta, dar cam înțeles ce am vrut să zică. Și am zis... I-a spus aceea scopul, i-a zis și la orele la voi, că dacă mă acuză ca modul, îi dau replay, îl abloatez, să promită că șterge jocul la scurat. Ăsta mi-au dat lacrimile, bla bla bla, prostii. Nu mai zis nimic ăsta. Bine. Ne trezim cu alt copilaș tare în gură. Ma, sper că e copilaș, că dacă ești copil, ai o scuză, că te porți așa. Dacă ești totuși om matur și începi cu chestii genul ăsta generale, să iau pe măta în pulă cu toate modurile tale, cine morții mătii plânge. Da. Bine, măta are cratimă, morții cu 2 de i trebuie, dar da, mai greu cu școala și cu anumite chestii. Dar nu ne luăm de chestia asta, că hai să zicem că febra momentului nu mai stii corect. Și le-am explicat, voi sunteți cretini toți în clanul ăla.
Modul meu se numește skill. Da. Pentru că chiar detest căcatul ăsta. De cheat-uri. Deci mizerul ăsta strică jocul. Dar cum am explicat în video celălalt, pe care l-am uploadat. Ăla era în engleză special cu dedicație pentru celălalt comandant de clan. Faptul că sunt atâția playeri care, după fiecare meci, chestia asta se întâmplă și cu colegii mei din clan. Salut, Doris, da, bravo, a ieșit un cadru. Se întâmplă și cu colegii mei de clan chestia asta. Dacă și-a cumva, careva un amurac sau primește un shot în mișcare, domne, iau moduri. Domne, ce moduri au ăia? Păi nu zic că nu. Am jucat și în random și la lupte de clan. Am dat de oameni care aveau moduri și poți să-ți dai seama... Uite, dacă joacă ceva cu un heavy, masiv, și iese după piatră și pune ținta, tu stai într-o poziție perfectă de holdeau și spune ținta din prima, fix pe weak spot, o tras, s-o retras. Bun, se poate întâmpla să, ok, ți-a dat un snapshot și face chestia asta de încă 2-3 ori în meci. Fără să țintească, fără nimic, pac, 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 shot. Da, atunci poți să zici că e ceva necurat. Că se întâmplă să te joci. Trage unul de 5 ori în tine, ratează, după aia trage 2 ori în tine, îți dă un amorac. Băi, are moduri. Are modul, frate. Deci chestiile astea fac foarte mult rău jocului. Și bine, aici vine wargaming-ul, că nu ia măsuri mai drastice. La campanie se dau banuri de genul ăsta. Și uite, chiar la campania de la început de an, parcă am avut pe cineva noi în clan, care a folosit moduri. Evident, noi n-am știut. Și-a folosit el ceva mizerie, auto-aim sau ceva. A fost banat. Și omul ăla nu mai e în clan cu noi. Și exact asta ne-a spus și colegilor de clan. Care o să folosiți mizerii de genul ăsta, o să vă dau eu afară. Pentru că, ok, te-o banat pe tine, ți-ai pierdut tu contul, dar e penalizat clanul, pierde clanul fame points, pierzi poziții, pierzi bonusul ăla, multiplicatorul de bonduri. Adică, cum să zic, muncesc atâția oameni, uite, cum trag cu gold, folosesc consumabile, folosesc directive... Că la final, după ce o stras 2 săptămâni, să ce se întâmplă? Știi? În fine. Faptul că se dau banul la campanie s-a văzut în clanurile mari de români. Clanurile mult mai mari și prestigioase ca noi. Unde au fost banați nu știu câți jucători. 8, 10 sau câți au mai fost. Scandaluri mari, chestii, certuri, drame interne, bla bla bla. Nu mă interesează căcatul ăsta. Bun, dar aici omul ăsta a vorbit fix de mine. Nu a zis de altceva de la mie din... Din clan, fix pe mine m-au găsit ca moduri. Bun, și uite ce zice băiatul ăsta. Și hai să vă ștergeți jocul dacă n-am ăsta. Bun, s-o șterg pe măta cu pula la gură. Trebuie dacă are 10 ani. O fut pe măta, o dată în cură, cum îmi spui tu. Deci ăștia sunt băieții din Daro. Da? Deci ăștia sunt băieții. Păi, deci când eu te lovesc pe tine cu 2-7-9, un 2-7-9 pe care mi l-am câștigat pe drept, nu mi l-a farmat nimeni. Am și pus un ghid, am uploadat aici un ghid, cum mi l-am obținut. Ia să vedem ce skill-uri am eu pe 279. Bun, ăsta e chief-ul, am jucat și cu chief-ul împotriva lor. Da, ia să vedem ce am pe chief. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sunt la 8-lea skill cu comandantul. Tunarul tot așa la 8-lea skill și ăștia au 7 skill-uri. Driverul și loader-ul cu transmisionistul, cum ar fi. Bun. Hai să vedem și 279-le ce are mai. 279-ul e puțin mai, cu un skill mai slăbuț ca scongul. Sau 7, da, 7 skill-uri. Lipsește un skill aici. Asta e. Deci chestia asta l-a obținut pe merit. Și eu când am jucat cu 279-ul ăsta. Bun, nici măcar n-am toate echipamentele pe bonduri aici, spreosebire de alte tankuri. Și cineva plânge că un tank OP, care chiar e OP, hai să recunoaștem, 279-ul e OP, că folosești moduri, că folosești nu știu ce. Și ok, ce să zic? Păi dacă așa e treaba, hai să ne uităm totuși la meci, pe care oricum o să-l uploadez și în descrierea videoului o să fie și link-ul către replay. Și oamenii pot să trimită direct la Wargaming, pot să-și trimită ei replay-urile, pot să-și trimită tot clanul replay de la luptele respective. Hai să vedem despre ce e vorba. Deci ștergi ăsta, închide în jocul. Ia să vedem unde avem replay-urile. Da, îi dăm să încarce.
Deci asta spun. Acuzațiile astea, plânsetele astea, că domne, m-a lovit onul, n-are nimeni voie să te lovească în joc. Deci nu cumva să-ți dea cineva amorac sau să te penetreze sau să-ți dea un snapshot sau ceva, pentru că are moduri. Tu ești invincibil, ai un tank invincibil. Până și eu am meciurile în care tankuri de linie îmi penetrează 2-7-9-le. Ca un noroc, că chiar dacă cred eu că stau într-o poziție bine, că joc eu prost câteodată, că am o poziție proastă, că îmi pică tot flancul, cu orice tank poți să mori. Și tipul ăla cu CS-ul, care e carton, plânge că, hai să vedem de ce plânge mai exact, că nici nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Ia să vedem ce avem noi aici. Da. Ce se întâmplă pe harta asta? Facem o strategie pe care o execută majoritatea clanurilor. Se face push pe partea stângă, se ia după aceea heal-ul. Asta o fac și oricum de cele mai multe ori. Evident că ne cam prindem că sunt două strâzve, că poate o să stea strâzvă, le să le dea la trecere, dar nu contează. Deci planul aici era să intrăm toți. Să intrăm toți, să avem niște TD-uri pe spate care să ne ajute la crossing și să luăm părțile alea. Bine, aici s-a greșit ceva, că strategul ne-a zis că dacă o să aibă tankul la snipe, o să aibă strâzve, nu știam exact unde o să le aibă, că o să le aibă acolo, că o să le aibă dincolo, la snipe. Și ar fi trebuit să luăm partea asta interioară de la F4-5. Dar, după cum o să vadă, o parte dintre băieți o să moară pentru că se duc în open. A, nu-i nimic. Așa, se urcă. Uite, auto-aim-ul meu, modul, a funcționat foarte rău. Așa. Ce se întâmplă? O, avem arti. Încă n-am pus artiul. Bun. Deci noi ar trebui să pușăm mai mult pe partea asta, pe unde am zis eu, pentru că aici eram acoperiți pe spate. Aveam tankurile puse la snipe special pentru asigura crossing-ul. Dar o parte din băieți o să ducă pe dincolo și o să fie farmați. Da, ok. Bun, ce avem acolo? Avem un CS pe care îl lovesc. Îl lovesc din mers și o la foc. O la foc. Ce s-a întâmplat cu el? O murit, Oresta. Ăsta era. Ăsta era băiatul ăsta care tot a plâns. Deci el s-a aruncat. L-am lovit în aer. După ce am făcut un aim relativ decent, a zice. Și o la foc. Și omul nu numai că a fost lovit în zbor, o lua și foc. Și el pentru asta a început să plângă. Da, și acum să vedem cum funcționează auto-aim-ul ăsta de care zic băieții. Ogre ninja-ul meu. E foarte greu să lovești cancerul acolo în burtică și îți trebuie mod ca să poți să lovești în lower plate. Așa. Bine, aici e doar replay-ul, nu se vede ce haos e la noi tot timpul. Adică cine a mai jucat cu noi știe despre ce e vorba. Au! Bă, da, modul ăsta nu-mi dă invincibilitate, ceva? De ce? De ce am fost lovit acolo? Nu înțeleg. Ce dracu? Bă, dar uite și tu, mă, ce moduri, bă, nasoale. Bă, uite, iar nu merge modul. Ce chestie. Poți să dai miss. Să ai moduri, să dai miss. Nu se poate așa. Păi ar trebui să-mi pună direct lasere chestii, nu? Nu așa funcționează chestia asta, mizerile astea. Bă, nu se poate așa.
Fof, 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 fof. Da? Bine, se spunea să avansăm pe acolo, dar... Na, deci un jucător care ratează, că... Acum, altă chestie, trebuie să fii foarte prost, pentru că la finalul unui meci poți să dai pe un jucător, să vezi câte shoturi au penetrat din câte astea. Și da, dacă vezi pe unul că o tras 15 din 15, toate cu penetrare, mai ales un nebunic că o tras din mers sau ceva, bă, poți să zici că, bă, totuși ăla ori e prea bun și vezi că are un scor de ăsta mai lame, ori poate folosește ceva ajutător, ori folosește o greninja, tundra, chestii, dracu să le ia. Dacă vezi că trage atâtea, ratezi. Ca orice alt fucking jucător. Da, pe ăla l-am omorât pe blind, pentru că, da, l-am văzut unde era, nu? Sau poate că era și Enila și era în aceeași fucking poziție. Moduri. Moduri. Se joacă cu moduri, nu? Deci... Asta am spus și în video celălalt. Faptul că Wargaming nu face mare lucru pentru a stopa chestia asta. Care totuși nu e un fenomen atât de răspândit, că și modurile aduce înțeles costă să plătesc. Nu multă lume folosește. Și alții, eu chiar dacă, de exemplu, îmi permit, mi-aș permite să cumpăr chestii astea. Că, de moment ce am cumpărat și cutiuțe și tankul premium și ăsta, e clar că îmi permit să investesc în pasiunile mele. Nu e nicio rușine să dai bani pe ceva ce îți face plăcere. Clar că aș putea să dau niște bani în plus să cumpăr și moduri și prostii de astea. Dar nu văd rostul. Care mai e scopul jocului? Să apeși ceva, să-ți activezi niște chestii, să țintească în locul tău, să ce? Care mai e fanul? Nu, eu nu înțeleg lucrul ăsta, chiar nu înțeleg. Uite, am jucat StarCraft pe vremuri, la nivel semi-pro. Și mă duceam în țară la concursul, bine, mai câștigam un mouse, o tastatură, mă costa mai mult drumul decât câștigul de acolo. Și când mai dejucai în unele cupe, mai dădeai de oameni care foloseau map hack. Și ea puteau să vadă, fără să facă scout, fără să facă nimic, puteau să vadă exact ce faci tu, unde te duci, unde îți faci expo-uri, în fine. Dar învățasem, da, mă laud puțin acum, ce să zic, învățasem jocul atât de bine, încât chiar dacă ăla juca cu map, eu făceam tot ce trebuie. Îmi trimiteam scouts pe poziție, luam tower-urile de observare, cum naiba le mai ziceam și uitat, de cât timp a trecut, am mai jucat StarCraft. Aveam niște build-uri perfecționate la secundă. Știam când iese ACV-ul, Marine-ul, Banshee-ul, aveam eu build-urile mele. Și ăla chiar dacă nu scouta și așa, era un player mai slab, pentru că modurile și prostiile astea te fac un jucător mai slab în final. Ce o să faci? O să joace toată viața programul ăla pentru tine? Să faci un update, ești varză, joci la campanii, ok, joci la campanii, ok, le folosești și după aia poate ții un ban. Ce ai făcut cu chestia asta? Nu știu, și nu înțeleg care e fanul jocului, că joc World of Tanks de câțiva ani. Doar. Acum imediat anul ăsta să fac 3 ani. Și am crescut, am învățat poziții. Bine, într-adevăr, am jucat foarte prost la început. Mă duceam cu heavy-urile în mijlocul hărții și până am învățat ce trebuie să fac, ce rol are fiecare tank, poziții pe hartă, cum să pușează, cum să faci side-scrape ca lumea. Dar am progresat și asta e plăcerea. Să vezi că devii mai bun, să vezi că înveți să joci un tank mai bine. Înveți strategii, de exemplu, să faci la Stronghold, la Advance-uri. Deci nu înțeleg efectiv care e fanul la chestiile astea. Bun, deci ăsta a fost meciul cu Plicea. Deci m-am prins. Deci pentru faza aia omul a zis că-s necurat. Da? Pentru că l-am lovit în timp ce era în zbor. Dar nu era un zbor de la foarte rapid, că pica ca bolovanul, știi? Și nu numai că l-am lovit, atunci au luat și foc. Asta este. RNG-ul, băieți. Dar nu nimic. Bun. A fost doar tipul ăsta de m-a acuzat atunci. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în următoarele meciuri. Deci a mai fost după aia un meci care a fost pierdut, după aia a fost un meci câștigat
Și a fost și ultimul meci. Hai să vedem ce s-a întâmplat în ultimul meci. Hai să-l pornim și pe ăla. Că după ultimul meci, de fapt, au venit avalanșele de pule și că au fut pe măta și whatever. Hai să vedem ce s-a întâmplat și atunci. Da, și nici n-am cel mai grozav calculator, că cu nebunia asta cu plăcile video și toți minerii de cripto, mi se par obscene prețurile la plăci, da. Asta este. Deci m-am prins, omul, pentru ce au plâns. Ok, dar au plâns ăla atunci, în meciul ăla. Da, și acum ce să înțeleg? Mi-e puțin neclar dacă oamenii în ultimul meci au observat și ceva necurat la mine. Sau doar au sărit din spiritul solidaritate cu băiatul ăsta. Nu-i nimic, o să-mi car și replay-ul ăsta. Și dacă chiar o să fie nevoie, să ne car și pe alte, dacă cumva eu o crezut că e ceva necurat în celelalte. Dar cred că discuția a fost despre treaba aia cu shot-ul în timp ce zbura. Ia să vedem ce se întâmplă aici. Surprise, surprise. Bine, spoiler alert, câștigăm. Dar să vedem ce se întâmplă. Aceleași pinguri, ordinele, locații, oameni care zic, vedeți că poate o să dea de acolo, poate stă manticor acolo, poate nu știu ce. În fine. Cum se întâmplă de obicei. Mai e o chestie, mai nu știu dacă e reală treaba asta, dar mai erau băieți care ziceau la un moment dat, sau cel puțin și la campanie, să nu dăm ping-uri pe hartă, pentru că sunt moduri care unde poți să vezi unde dai ping. Nu știu dacă e adevărată chestia asta, dar deja, adică nu m-ar mira dacă te prostii făcute în jocul ăsta să-ți ia banii. Nu m-ar mira să existe un astfel de mod, ca ai să vadă când dai ping-uri și echipa adversă, dacă vede ping-uri pe un flank sau ceva, o să prindă că vine push-ul pe acolo. Nu știu. Repet, nu m-ar mira. Am văzut pe YouTube cum funcționează și tundra și chestiile astea. Da. Aici vine dezvoltatorilor. Nu, cred că e foarte greu să... Nu, trebuie să verifici manual toate conturile astea care sunt raportate. Și nici n-ai putea... Nici n-ai avea cum să faci chestia. Hai să zicem că ăsta ar fi singurul mod, să verifici manual un cont dacă trișează sau nu. Păi, având în vedere că 90-95% din raportări sunt astea false. Oricine e frustrat că pierde un meci, că l-a bătut un player mai slab. În cazul meu, sunt un player mai bun ca omul ăla. Și tot îmi iau report. Dar dacă ăla avea 3000 VN8 și eu aveam 1000. Și reușeam să-i dau un shot, că oricine poate să-ți dea un shot. Nu ești invincibil cu niciun tank. A, băieții, după cum se vede... Uite, altă chestie... Da, uite, folosesc moduri. Singurele moduri care le folosesc sunt astea legale. XVM-ul și Aslane-ul. Și cum se poate vedea, nu că ar fi scorul... Scorul nu-i totul. Dar în majoritatea cazurilor cam reflectă skill-ul, cam reflectă adevărul. Deci avem 65% șansă de câștig. Băieții sunt sub noi. Au scoruri mai slabe. Următorul clan care ne-am jucat în seara asta era un clan de bulgari. Aveau scoruri mai bune ca noi. Și am bătut la 0. Și nimeni nu a zis acuze pe careva că domnul nu ne-a zbătut legit. Au fost meciuri strânse, asta e. A fost o chestie unde ne-am furat baza în vreo 2-3 minute. Ok? Auto-aim, nu? E nasol când amicul stă cu curul în bază, dar na. Asta au făcut și în meciul care l-au câștigat. Pentru că n-am putut să-i omor în suficient de repede. Aici ne-am învățat minte, am luat două artilerii, am făcut puține modificări la compoziție. Și da, individual,
unul la unul s-a jucat mai bine. Asta este. Și noi avem ofensive pierdute la zero. Aia ce înseamnă? Că ar trebui să plângă toată lumea? Bine, se întâmplă de multe ori că, domne, au avut modul sau ceva. Bun, dar hai să zice că plânge aici, ești în focul luptei și zici, domne, eu trasă, ăia, mi-a dat foc, nu știu ce, mi-a dat amoracul. Dar nu te-a pus cel puțin să plângi, să-i acuzi pe ăla, să le trimiți mesaje private, să-i înjuri de familie, să nu știu ce. Ok, chiar cred că e ceva suspect. Aplaudează, frate, replay-ul, trimite acolo pe VG Replays. Spune acolo, uite, playerul cu tare o tras în mine nespotat de la distanța cu tare, o tras 10 din 10 penetrate sau eu știu ce. Pune acolo, trimite un tichet, fă ceva, apar n-a. Dar lasă-o mai moale, lăsați-o mai moale cu chestiile astea, că domne, că oricine dă în mine, oricine dă în mine are moduri. Uite. Da, uite, l-am penetrat la cupolă pe 60 pe. Și se vede clar, am gold, rații, truse mari și echipaj foarte bun. Ce mai lipsea acum? Mai lipsea directivă. Să folosesc. Că folosesc la campanie, că am folosit, am mâncat la directive de când am jucat, am făcut misiunile pentru 2-7-9, mi-am mâncat și directivele și rezervele personale. Dar s-a meritat? S-a meritat, da. Evident că s-a meritat. Să nu mai zic că mai sunt meciuri în care a început meciul și-s cu 2-7-9 și vede lumea că am V8, aici nu se vede V8, ce naiba. Uite, se vede acum. 1329. Și te vede lumea că totuși pe la 1300, cam greu să ții 279-le. Da, m-am chinuit destul de mult, de la luat. Sunt playeri care le iau mult mai ușor, farmează și pentru alții, sigur că sunt. La cât de puțin timp mă joc jocul ăsta... Aici e mouse-ul, ca să ne înțelegem, că tot clipea ceva acolo, deci ca să pun mouse-ul aici, să nu... Era fix pe centrul ecranului de ținteam, să nu se înțeleagă că e ceva sclipici de la vreun auto-aim. Bine, acum, la cât de mult ratez, înseamnă că aș fi destul de prost să dau niște bani pe un program care mă ajută, cică, da? Și să dau atâtea misuri. Bun, auto-aim, bineînțeles. Ai văzut? Te-l avem pe generalul live aici, un trișează. Trimite-ți ăsta la Wargaming. O intra Heu, ce chestie, o dat Heu damage. Cine s-ar fi gândit? Awesome. Deranjează pe mine, o să vă mă. Ia să vedem. Oare penetrăm 277 în lateral? Pe verde? Oare cine s-ar fi gândit la chestia asta? Cum e posibil să penetrezi un tank pe verde? Ia chiar o intră. Da. Prietenul nostru cu ce a jucat? A, a jucat cu Manticora, probabil că a murit drept primii. De nici n-am fost atent la el. Bune moduri. Așa-i? No, oricum dezamăgitor că fix... Românii fac chestia asta, fix românii te acuză. Și măcar să zică frumos, băi, nu știu ce, uite că are unul de la noi, uite, o suspiciune, uite, vrei să ne trimiți replay-ul să vedem despre ce e vorba, că poate chiar e ceva necurat sau uite. Hai, uite, ca să fie tot ok și ne cerem scuze dacă te-am acuzat ceva pe nedrept sau ăsta. Nu. Oamenii continuă în stilul ciobănesc, poate, nu știu, poate așa intră clanul ăla, ce să zic. Cam așa pare să fie, că... Ok, 1, 2, da, deja... Na, sper că v-ați convins, băieți, și pentru că cănarul ăla care o să o fute pe maică, mai bă... Adică, hai că poate, în general, te atacai la glume, la acuzație genul ăsta, dar... Ți-am zis,
Sper că ești un copil, un copil prost care așa a învățat să vorbească. Dacă nu, dacă și dacă ai totuși peste 25 de ani și atât te duce capul, băi, frate, ești prost de puț.